După aproape 2 luni de întrerupere, romașcanii primesc și o veste bună, și anume aceea că începând de miercuri, 20 mai, se reia transportul public local, astfel încât romașcanii care merg spre locul de muncă să aibă la dispoziție mijloace de deplasare. Vom relua, avem într-adevăr vești bune la momentul ăsta pentru romașcani, e o veste pe care și noi o așteptam de ceva vreme. Vom relua de miercuri, de pe 20 mai, cu un program, să zic, ușor scurtat, dar care credem noi că va veni în întâmpinarea romașcanilor pentru cât mai multe categorii sociale. Programul va fi de dimineață de la ora 6 până la ora 18 de luni până vineri, iar sâmbătă și duminica va fi redus de la ora 6 dimineața începând până la ora 14. Ăsta este un program pe care noi l-am pregătit pentru acest sfârșit de mai. Dacă lucrurile vor merge bine, dacă situația se va stabiliza sau se va ajunge la o stare de normalitate, intenționăm ca din luna iunie să implementăm același program care l-am avut înainte de această criză și chiar mai mult să încercăm să reducem timpii de așteptare din stații, dacă acum este de 15 minute, să reducem undeva la 10 minute.